A doua ucidere a vioșilor părinți, care s-a făcut în Sinai și în Rait, pe vremea fericitului Nil Pustnicul, 14 ianuarie, după ce a întâi uciderea cu părinți, trecând ani mulți, a fost la poalele Muntelui Sinai în zilele cu viosului Nil Pustnicul, iarăși năvălirea barbarilor care locuiau în pustia ce se întindea de la Arabia până în Egipt și care se învecinează cu Marea Roșie și cu Iordanul. Iar locuința celor barbari nu era în cetăți și case, ci în corturi și în tabere, căci trecând din loc în loc, acolo petreceau mai mult, unde găseau apă bună și pășune pentru dobitoacele lor și se hrăneau nu din lucru din mâini sau din neguțători nici din lucrarea pământului, nici din vânarea fiarelor, ci mai ales din război, pentru că toate uneltele lor erau sabie, arc și suliță și toată sârguința lor era ca să năvălească asupra satelor străine și să facă războaie la drumuri, cu și părinți care și-au ales viață singuratică pentru Dumnezeu, locuiau în pustiul Sinai, trăind unii în peșteri și în crăpăturile pietrelor, alții zidindu-și chilimici în niște locuri aproape de ape, iar alții petreceau lângă biserică, hrănindu-se cu verdețuri crude, cu finice și cu alte poame ce se afla acolo, pentru că puțin dintr unși mâncau pâine, căci mare înfrânare și pustire aveau. Unul mânca dată pe zi, altul a doua sau a treia zi, iar altul în toată săptămâna numai odată își întărea trupul neputincios cu hrană. Viața tuturor era asemenea cu a îngerilor, căci, defăimând cele trupești ale lor, se îngrijeau pentru sufletele lor și se sârguiau să placă Domnului, căruia cu o sârdie îi slujeau, arzând cu Duhul și mărindu-l ziua și noaptea. Pentru că rugăciunea și cântarea de psalmi erau în gurile lor neîncetat, iar în ziua duminicii toți se adunau într-o biserică și acolo făcând rugăciuni de toată noaptea. Se împărtășeau cu dumnezeieștile taine, apoi intrând iarăși în chiliile lor, se linișteau. Atunci era între dânșii și cu viosul Nil, pustnicul, care mai întâi a fost eparh în Constantinopol și a avut, din cinstită însoțire, doi fi. Apoi, sfătuindu-se cu a sa soție, au lăsat lumea. Pe aceea au tuns-o în mănăstire de fecioare în rândui a la monahicească, împreună cu o fiică, iar el luând pe celălalt fiu, Teodul, au mers în muntele Sinai și a fost singur văzător al primejdiei care s-a adus de barbar și a scris mai pe urmă cum au fost uciși sfinții părinți petrecerea cu viosului Nil era în munte și avea obicei de a cerceta pe părinții care locuiau acolo în prejur. Drept aceea, odată s-a pogorut din munte, de la locul său, cu fiul, și au mers la părinții care era în locul numit la Sfântul Rug, unde masa fiind pusă înainte seara. Preotul acelui loc, fericitul tărul, a zis către frați, Cine știe de ne vom mai aduna iarăși înainte de moarte la această masă? Aceasta o zicea văzând mai înainte cu duhul ispita care avea să fie. În ziua următoare, după cântarea utreniei, au năvălit barbarii deodată în sfântul loc și, precum câinii cei turbați, au înconjurat locașul și cu glasuri fără de rânduială umplând văzduhul, înfricoșau pe cei ce erau înăuntru, apoi s-au repezit la cămările în care era adunată puțină hrană pentru pustnici, căci poame uscate pentru iarnă erau acolo. Spre întărirea mult ostenitelor trupuri ale robilor lui Dumnezeu, deci, acea hrană au răpit-o mai întâi barbarii, după aceea, au alergat la biserica, în care se adunaseră părinții, și, scoțându-i pe toți de acolo, i-au dezbrăcat de rase și spre ucidere i-au pus un rând, după cum erau mai bătrâni de ani. Întâi preotului Sfântului Loc, fericitul Teodul, care a pus masa în seara dinainte, i-au poruncit să-și plece grumajii spre tăiere. Doi barbari cu săbiile scoase, privind cu ochii mânioși, stăteau în prejurul cuviosului, el plecându-se sub sabie, într-un nimic n-a arătat că se teme, ci numai cu cuvinte blânde a zis. Binecuvântat este domnul. Deci, lovind într un amândoi barbarii, unul după altul, i-au făcut o rană de la spate până la fălci, iar alta de la umeri până la piept, și astfel Dumnezeiescul bărbat a căzut la pământ. Apoi a apucat pe celălalt bătrân, care locuia împreună cu prezbiterul, și pe acela l-au ucis. Mai era acolo un copil care slujea prezbiterului. Acelui i-a poruncit să adune niște semințe vărsate pe pământ, ca și cum vrând să-l cruțe pe el, ca pe un folositor de slujbă. Iar acela plecându-se jos și adunând, un bărbat stâng din apoi și scoțând sabia în taină, a lovit pe copil și l-a ucis. Atunci fiind uciși și alți părinți, unii din barbari au arătat cu mâna celorlalți monahi ca să fugă, astfel voind Dumnezeu. Cei ce erau cu trupul mai tar și puteau să fugă, au fugit prin voi. În muntele unde era cu greu barbarilor să se apropie, deci putând și fericitul Nil să scape cu cei ce fugeau, s-a izbăvit de moarte, iar Teodul, fiul său, a rămas în mâinile barbarilor, dar fiind foarte frumos la față, nu l-au ucis, ci l-au luat legat cu ei, vrând să-l dea spre jertfă fărului pe care îl cinstea în loc de Dumnezeu. Pentru că ei nu știau pe unul Dumnezeu, ziditorul tuturor, și nici idolilor nu se închinau, nici pe vreunul din zeii păgânești nu-l cinsteau, numai lucea fărului îi slujeau și acelui totdeauna îi aduceau ca jertfă lucrurile cele mai bune, iar mai ales pe tinerii cei frumoși robiți îi înjungheau lui, mai înainte de răsăritul soarelui, deci pe fiul lui Nil l-au cruțat. Ei au prădat și alte locașuri monahicești ce erau împrejur și, pe mulți fiind părinți ucigându-i prin diferite locuri, s-au dus, iar Nil pustnicul, pentru ducerea în robie a fiului și pentru cumplita moartea cu vioșilor părinți, privind din înălțimea muntelui, se tânguia cu nemângâiere și zicea în plângerea sa, o, fericiți și de trei ori fericiți părinți. Unde sunt acum ostenelile înfrânării voastre? Unde este răbdarea cea din toate zilele a necazurilor? Oare ați luat cu una nevoințelor voastre celor multe? Oare acestea sunt răsplătirile vieții monahicești celei lungi? Oare în deșert ați făcut alergarea ce se afla înaintea voastră? Oare cu adevărat este că pe bunătate să o necazul, căci, ucigându-vă pe voi. V-a lăsat fără de ajutor purtarea de grijă a lui Dumnezeu și n-a stat dreptatea împotriva ucigașilor pentru nevinovăția voastră, ci avea tărie mâna cea necurată asupra trupurilor celor sfinte, pentru că se lăuda răutatea și cu totul se înveselea ca și cum desăvârșit ar fi biruit pe adevăr, cum nu și-a aprins rugul văpaia sa cea de demult și n-a ars pe cei fără de lege, cum pământul nu și-a deschis gura sa și nu i-a înghițit pe ei, precum altădată pe core cu toată adunarea lui, cum au tăcut trâmbițele, fulgerele și tunetele cele înfricoșate, care au fost oarecând asupra Sinaiului și n-au îngrozit pe cei necurați, și n-a grăbit izbândirea celuia tot puternic pentru că nici pe cei chinuiți nu i-a izbăvit cu mâna sa cea tare, ca astfel barbarii văzând minunile, să cunoască puterea lui Dumnezeu cea nebiruită. Deci, Sfinții părinți în rugul și în muntele pe care s-a dat oare când legea, au căzut fără ajutor, ca niște jertfe necuvântătoare. Unde era atunci puterea care a adunat în mare pe egipteni și adâncul apei l-a făcut lor mormânt? Unde era grindina de piatră ce a ucis pe cei de alt neam, care se luptau împotriva izraelitenilor și fără sânge și o a dat poporului său biruință asupra vrăjmașilor? Unde și-a ascuns ajutorul său cel preanal? Cel ce a încuiat gurile leilor, ca să nu se atingă de Daniel și a stins puterea focului, ca să arate dreapta credința tinerilor din Babilon, iar bunătățile acestea ale robilor săi, cum le-a tăinuit, lăsându-i pe ei fără de apărare și făcându-i să fie socotiți cu totul nevrednici de ajutor. Acestea alegrăi a fericitul din durerea inimii și din multa mâhnire, pentru că sufletul împresurându-se de grele necazuri, s-a obișnuit a grăi multe cuvinte uneori, și nu după judecată, căci ajutorul lui Dumnezeu de multe ori lasă pe cei drepți, dându-i chinuitorilor spre diferite feluri de chinuri, ca adică să se arate fapta bună a lor ca aerul de lămurită și credința lor ca o făclie să strălucească ca să primească la cer mari daruri, pentru că fără îndoială și acești cuviuși cu cei mai dinainte părinți uciși s-au numărat în ceata sfinților mucenici și acum se preamăresc într-un împărăția lui Hristos. Apoi, plecându-se ziua spre seară, Nil cuviosul, cu ceilalți monahi care erau cu dânsul, luând îndrăzneală, s-au pogorut din munte, ca să îngroape trupurile sfinților celor uciși. Venind, au aflat pe cuviosul Teodul, presbiterul, încă răsuflând, iar starețul zicea către dânsii să nu vă tulbure pe voi această ispită ce s-a întâmplat asupra noastră, pentru că satana are obicei să ceară de la Dumnezeu să-i dea voia a pofti pe cei care se sârguiesc să placă lui Dumnezeu, precum a cerut asupra lui Iov să-i aducă ispite și pe ai cărui fi a pierdut dar punătorul de nevoință știe pentru ce dă potrivnicului pe nevoitorii săi, ca mai luminoase răsplătiri să dăruiască celor ce rabdă cu bărbăție, căci și lui Iov i-a răsplătit îndoit pentru cele ce le-a pierdut, bancă și mai mari bunuri le dă, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Pe acelea le-a gătit celor ce-l iubesc și care rabdă pentru el. Punct unele ca acestea grăindu-le starețul și dând sărutarea cea mai de pe urmă celor ce se întâmplaseră acolo și a dat sfârșitul. Apoi l-au îngropat cu ceilalți ucenici, fiind întuneric de noapte, intra cel ceas, un tânăr, care era sluga boierului Maghedon, care pentru trebuințele poporului se nevoia, scăpând de la barbari, a alergat la dâns și pe acel boier l-au prins barbarii pe drum cu fiul său și, jefuindu-l de toate cele ce avea la dânsul, mai întâi au ucis pe fiul său înaintea ochilor lui, apoi și pe el l-au omorât, iar tânărul acela prin fugă s-a izbăvit și a venit în locașul cel prădat, tremurând de frică, ca și cum ar fi avut în urma sa pe cei ce li zgoneau. Pe acel tânăr îl întreba Sfântul Nil cum a scăpat, iar el a zis, eu împreună cu fiul tău eram legați și barbaria seară vorbeau despre noi, precum i-a spus în taină unul din cei robiți care înțelegea limba lor și se sfătuiau ca pe noi amândoi, adică pe mine și pe fiul tău să ne aducă jertfă luceafărului, când acela va răsări dimineața. Pentru aceea au pregătit un altar, aducând pietre și lemne iar eu am spus despre aceasta fiului tău, zicându-i, de nu ne vom izbăvi cu fuga, apoi nu va mai răsări soarele pentru noi. El temându-se ca să nu fie prins, a rămas acolo, zicând, dacă Dumnezeu a voit așa, apoi nu vom putea scăpa de moarte și a ne tăinui, chiar de s-ar ascunde cineva și în locuri îndepărtate și ascunse. Eu, fiind noaptea adâncă, când am văzut pe barbarii adormiți tare, căci foarte rău s-au îmbătat de cu seară, cu pântecele pe pământ rând mă, am ieșit din tabora lor departe, apoi pe picioare sculându-mă, am început a fugi și alergam ca un întraripat, alungându-mă frica, pentru că mă temeam ca nu cumva, simțind ei să mă ajungă, încât frica și cu tremurul mă ține și acum, căci tirania barbarilor cea cumplită pe care am văzut-o, este și acum în mintea mea ca și cum aș vedea-o aici, înaintea ochilor. Deci, spunea tânărul acela despre junghierea multor sfinți părinți zicând, la un loc verde, aflând barbarii apă, au stat să se odihnească și iată au văzut în munte o peșteră mică, spre care pornind, au scos de acolo pe un bătrân cu chipul cinstit pe care scoțându din munte, l-au ucis cu pietre. Apoi, mergând puțin, au prins un monah tânăr, galben la față și uscat și l-au ucis și pe acela cu pietre. După aceasta, au aflat un loc care avea mulți copaci și o peșteră mică, în care locuia un pustnic tânăr de ani și bătrân cu vitejia sufletului, căruia când îi porunceau să iasă afară și haina sa să le odea lor, le răspundea, casa în care m-am ostenit să-mi fie mie mormânt, deci intrați aici și mă ucideți, iar de haina mea nu mă voi dezbrăca, ca să-mi văd singur goliciunea, pe care până astăzi n-am văzut-o, dar când mă veți ucide, atunci singur veți lua haina de pe mine, mort fiind eu și neștiind nimic. Apoi iarăși îi ziceau ca să le arate mănăstirile cele ascunse în pustiul acela și făgăduiau să îl lase viu. El le-a răspuns, deși știu locurile unde sfinții bărbați locuiesc, însă nu voi spune vouă, pentru că nu voiesc ca să fiu vânzător ale robilor lui Dumnezeu, așa stând el cu bărbăție împotriva barbarilor, s-au mâniat nelegiuiții și intrând înăuntru cu săbiile, le-au tăiat bucăți, mergând mai departe, au văzut trei părinți mergând prin pustie și îndată repezindu-se la dân și i-au tăiat. Apoi, de departe, au văzut două mănăstiri care nu aveau multă depărtare între ele. Drept aceea, despărțindu-se, au alergat la ele, iar ce au făcut acolo? Cum au închis pe părinți? Nu știu, a zis tânărul acela ce scăpase, decât nu mai am văzut de departe un monah alergând, pe care barbarii fugărindu-l au rănit cu săgețile, apoi slăbind și căzând, l-au omorât cu săbiile și cu sulițele. După aceasta eu am fugit noaptea, precum mai înainte am zis. Iar fiului tău, zicea către Nil, după fuga mea, ce i s-a întâmplat, Dumnezeu știe, căci l-am lăsat abia viu, și n avea nădejde de viață, căci cu adevărat era să moară când va răsări lucea fărul, înjunghiat fiind ca jertfă. Acestea auzindu-le Nil, o, cât de mult plângea și se tânguia de moartea fiului său, dar mai ales că era să fie înjunghiat și adus ca jertfă păgânilor, striga către Dumnezeu zicând, să nu lași Doamne, Dumnezeul părinților mei, pentru Dumnezeiasca Maică, care într-o curăție te-a născut pe tine și pentru a ta bunătate, ca să piară fiul meu de către barbari. Dumnezeu cu rânduiala s-a apăzit întreg pe tânărul tău, pentru că barbarii au dormit până când s-a ridicat soarele, apoi deșteptându-se, de vreme ce luceafărul cel de dinainte acum se ascunsese și văzând că unul din tinerii cei gătiți spre jertfă a fugit, n-au făcut obișnuitele jertfe, ci au dus în țara lor pe tânărul care rămosese, după aceasta, cei ce locuiau în Faran au trimis pe oamenii lor la Aman, voievodul barbarilor, jeluindu-se asupra tâlharilor cum că, năvălind în vremea așezământului de pace. Atâta răutate au făcut în acea vreme nil fericitul, cu părinții care rămăseseră, s-a dus în pustie, să caute trupurile părinților celor uciși, ca să le îngroape, deci, au fost înjunghiați. Proclum vetram și Ipatie ghet, Isaac în mănăstirea ce se numea Salail, Macarie și Marcu în cea mai din afară pustie, iar veniamin după Elimom, Eusebiu în Tol, Ilie în Aza pe care încă l-au aflat suflând, apoi, ducându-l în chilie, l-au pus acolo, iar ei s-au întors spre îngroparea altora. La întoarcere, l-au aflat și pe acela mort lângă vasul de apă, pentru că, din cauza multelor răni însetând, când a gustat apă, îndată căzând, și-a dat duhul. Deci, îngropându-i pe toți. Pe câți au putut să-i afle, s-au dus în faran, vrând să știe ce veste se va aduce de la voievodul barbarilor. Iar ei, intrând în cetate, s-au întors, trimiși aducând de la voievodul scrisori de pace, în care făgăduia ca îndată să pedepsească cu moarte pe cei ce au îndrăznit a face unele ca acestea. Faranilor le poruncea să vină la dânsul fără temere și pe robiții lor, pe câți îi vor afla vii, să ia fără de răscumpărare. Deci, adunându-se faranii, au mers la voievodul barbarilor, cu care a mers și fericitul Nil, vrând ca să știe despre fiul său, dacă este viu sau în robie, sau a murit de mâinile barbarilor, și s-a înștiințat că este viu, vândut în cetatea eluziei, pentru că episcopul cetății aceleia l-a răscumpărat și l-a făcut cleric. Pentru toate acestea singur cuviosul Nil în al său cuvânt povestește pe larg, ducându-se acolo cu cuviosul și a aflat fiul întreg și sănătos și mult mângâindu-se, mulțumea lui Dumnezeu și l-a primit cu dragoste episcopul, care l-a și silit să primească rânduiala de prezbiter. Iar pe amândoi, adică pe Nil cuviosul, cu teodul fiului, cu cinstei au liberat la locul lor ei întorcându-se la petrecerea lor cea din tâi în muntele Sinai, au viețuit ani destui, bine plăcând stăpânului lor, Domnului nostru Iisus Hristos și s-au învrednicit fi cu cetele cu vioșilor părinți în cer, slăvind pe Dumnezeu, în veci, amin.